Superliga vă este oferită de Superbet. Bună ziua, doamnelor și domnilor! Ne pregătim pentru prima finală din play-out-ul Superligii. Suntem pe arena Anghel Iordănescu, iar FC Voluntari este gazdă cu Hermannstadt Sibiu. Într-un scurt cadru, Leo Strizu, fostul antrenor al celor de la FCSB, prezent la această confruntare. Ne pregătim pentru FC Voluntari Hermannstadt Sibiu, într-o zi în care play-out-ul Superligii mai propune un alt joc. Dar spuneam, Hermannstadt arată bine de la jumătate în sus. Iată oportunitate pentru Aspes, primul șut pe spațiul porții, Călin Popescu. Sigur Ionson va încerca să trimită în forță. Iulian Călin, atent la distanță, și este execuția lui Sigur Ionson. 6 goluri marcate în tricoul CFR-ului în perioada petrecută pe arena Dr. Constantin Rădulescu pentru islandez. A bună fază, pericol, Ricardinho, atenție, gol! 1-0, minutul 31. Iată pe FC Voluntari având această coerență în exprimarea ofensivă pentru prima dată în fața celor de la Hermannstadt Sibiu, iar echipa lui Liviu Ciobotariu deblochează tabela. FC Voluntari Hermannstadt 1-0. O fază excelentă care l-are la finalizare. Iată, după pasa excelentă a lui Ricardinho, revine Ricardinho și trimite în zona lui Vitalie Damașcan, nepermis însă, nepermis de ușor. Echipa lui Marius Măldărășanu păcălită în defensivă. Vitalie Damașcan, atenție, are timp să preia cu stângul, să lovească ulterior balonul cu piciorul drept. Nici o șansă pentru Carlo Letița, taxată. Florin Bejan trimite în afara terenului. Vadim Rață centrează și nu face rău. Iată cât de bine vine Sigur Ionson. Am fi asistat la golul de 2-0. Vadim Rață imprimă balonului acel efect. S-au marcat prin 2020 într-un Hermannstadt FC Voluntari 3-2. Aici apare centrarea și este șansă, șansă irosită de Ulrich Meleche să-l ajute pentru a-l reține. Nu este Meleche, era Marcelo Lopez. E, aceasta este o pasă excelentă. Marcelo Lopez de la Vadim Rață. Lopez, paradă senzațională. Carlo Letița a apărat cu mare atenție colțul scurt. Ocazie imensă. Aceasta este o ocazie mare în repriza secundă pentru FC Voluntari. Luat la țintă realmente Letița. Revedem mai bine aici. Gabi Iancu. Baba Al-Hassan. Foarte bine, Al-Hassan este deposedat. Acțiune periculoasă și este gol! 1-1, minutul 69. Marchează Silviu Balaure, greșeală mare, surprinsă defensiva celor de la FC Voluntari. S-a oprit elevii lui Liviu Ciobotariu și iată ce se întâmplă. O minge bâlbâită, o minge care ajunge în zona lui Balaure. Un balon catapultat în plasa porții lui Mihai Popa. Este meci relansat pe arena Anghel Iordănescu. Aici este acea fază în care Igor Armaș se luptă pentru balon cu Popescu. Se opresc pentru un moment elevii lui Ciobotariu, nu urmăresc acel balon. O minge însă pe care Silviu Balaure o rea imparabil, impecabil pentru acest FC Voluntari. A execuție Merloi, dar intră prea tare în acel balon. Sigur Ionson stăpânește bine linia a doua, este corner. Superliga vă este oferită de Superbet.